Veniți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Voi citi versetele 37 și 38. Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetul 37 și 38. Să ascultăm acest pasaj biblic. Atunci un împărat, tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem la un serial special din Scriptură intitulat Mari întrebări biblice. Ne-am oprit în primul rând, în primul seminar, la această întrebare. Omule, unde ești? Adame, unde ești? Și este o întrebare profundă, pentru că Dumnezeu vrea să ne trezească conștiința, vrea să ne trezească la realitate, cum spuneam, nu pentru că El nu știe unde suntem, El nu întreabă pentru că nu știe, El întreabă ca să te determine pe tine să vezi unde ești. De aceea a întrebat și a zis, Adame, unde ești? Și Dumnezeu vrea să ne determine, să ne descoperim pe noi înșine în relație cu noi înșine, în relație cu semenii noștri și în relație cu Dumnezeu. În relație cu tine însuți, poți să te măgulești că ești bine, ori poți să te uiți cu realitatea la tine și să vezi că ai nevoie de pocăință, ai nevoie de Dumnezeu. În relație cu semenii noștri, s-ar putea să manipulezi pe semeni, să-i neîndreptățești pe semeni, să-i folosești pe semeni, ori să te compari cu ei într-o comparație nepotrivită. Eu nu sunt ca păcătosul acesta. Eu mă duc la biserică. Eu mai cânt și în cor mai și predic din când în când. Este o relație nesănătoasă. Semenul nostru trebuiește, așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, cum spune Domnul Dumnezeu prin Sfinții Profeți, trebuiește respectat, trebuiește iubit, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și apoi este relația noastră cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, omul nu are numai două opțiuni, nu este o opțiune neutră. Ori suntem cu Dumnezeu și atunci trăim după cuvântul Sfintelor Scripturi, nu după tradiții bisericești, nu după istorie bisericească, după cuvântul Sfintelor Scripturi, pentru că aceasta este cartea, ca și în orice țară te duci, nu poți trăi după regulile pe care ți le faci singur, trebuie să trăiești după Constituția țării respective. Sau poți să fii împotriva lui Dumnezeu. Deci ori cu El, ori împotriva lui Dumnezeu. Și ești împotriva Domnului, sunt împotriva lui Dumnezeu când trăiesc în afara cuvântului Sfintelor Scripturi. În seara aceasta vom prezenta și voi prezenta al doilea seminar intitulat Ce este adevărul? Ce este adevărul? Este prima parte, deci ce este adevărul? Partea întâi. Pentru că fiind o întrebare atât de profundă, vom avea două părți speciale dedicate acestui topic, acestui subiect. Este cea mai mare întrebare, poate, care și-o pun oamenii sub soare. Filozofii întreabă ce este adevărul, copiii întreabă ce este adevărul. Oamenii needucați întreabă ce este adevărul, oamenii educați întreabă ce este adevărul. Părinți întreabă ce este adevărul, societatea întreabă ce este adevărul și unde se află adevărul. Nu este simplu să răspundem la această întrebare biblică. De felul în care răspundem
la această întrebare, ce este adevărul, de felul acela depinde trăirea noastră, umblarea noastră, relațiile noastre, crezul nostru, acceptul lui Dumnezeu în viața personală și de familie, respingerea lui Dumnezeu. De aceea am să vă invit să ne luăm timp și să privim profund la această întrebare, care este nu numai filozofică, este și o întrebare teologică, biblică, dumnezeiască. Iată că Iisus Hristos stă în fața lui Pilat. Pilat este puterea romană din provincia Palestina. Are drept de viață și de moarte asupra oamenilor care sunt sub puterea romană. Și în felul acesta este adus Iisus Hristos la el ca să fie judecat. Este acuzat că este împărat. Și pentru vina de a fi împărat, urmează să fie condamnat la moarte. Și Iisus Hristos, la întrebarea pe care Pilat o spune, pentru că atunci când l-au acuzat că este împărat, a fost o acuzație politică. Cum împărat? Nerecunoscut de Cezar? Asta înseamnă subminarea puterii Romei. Discutând cu el, Pilat a pus această întrebare. Tot ce înseamnă că totuși tu ești un împărat. Și Iisus Hristos i-a răspuns, da, sunt. Eu pentru aceasta m-am născut, să fiu împărat. Pentru că el este și va fi și va vedea tot cosmosul, toți oamenii din toate timpurile, că el este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și el va domni, cum spune Sfânta Scriptură, cu un toiac de fier. Nimeni nu va putea să iasă din voia lui la vremea potrivită. Da, eu pentru aceea m-am născut, să fiu împărat și să vorbesc despre adevăr. Cine nu mă primește pe mine, nu primește adevărul, nu cunoaște adevărul. Și Pilat i-a pus această întrebare. Și ce este adevărul? Iisus Hristos nu i-a mai răspuns, pentru că a considerat, mă gândesc eu, că un om politic de talia lui Pilat, care reprezintă Roma în cetatea Sfântă Ierusalim, un om de talia lui trebuia să aibă un pic de inteligență și să vadă că adevărul nu este o formulare teoretică sau doctrinară, ci adevărul în final este o persoană, este Iisus Hristos. De ce nu i-a răspuns? Tu pui întrebare ce este adevărul și adevărul stă lângă tine? Vrei formule chimice pentru adevăr, formule matematice, formule filozofice, formule literare? Dar haideți să le luăm lucrurile pe rând. În primul rând, oamenii și adevărul. Omul vine în contact cu noțiunea de adevăr toată viața lui. Și să ne uităm în primul rând copilul și adevărul. Ce este adevărul pentru un copil? O să vă surprindă să vă spun că pentru un copil adevărul cel mai evident și cel mai cunoscut este impunerea pe care tu ca părinte o faci asupra copilului. Tatăl îi spune la copil, asta este. Mama îi spune, asta este. Educatorul îi spune, asta este. Cei de lângă el îi spun, asta este. Și îi impui copilului să primească ce îi spui tu. Deci pentru copil adevărul este, poate să fie adevăr, poate să fie porțiuni de adevăr, este ceva impus copilului și determinat să crească în lucru pe care îl ai impus. Puterea de gândire a copilului este mică, dar prin această impunere pe care o facem în familie, în creșterea copiilor și în biserică de multe ori, suprimăm inteligența copilului și capacitatea lui de a gândi.
Pentru că răspunsul categoric pe care îl primește copilul, fie din partea tatălui, fie din partea mamei, fie din partea educatorului, răspunsul acela categoric nu lasă pe copil să meargă mai departe, chiar dacă poate la un moment dat, ați văzut, sunteți părinți, mulți dintre dumneavoastră, alții și bunici, să nu vă spun ca cine, și ați putut să vedeți că nu întotdeauna părintele are, de exemplu, dreptate când vorbește cu copilul, nu întotdeauna. Dar pentru că ai autoritate, îi impui. Asta este. Și copilul când crește mare, crește cu o noțiune deformată despre adevăr, când este impus în acest fel. Rezultatul? Pe măsură ce copilul crește, copilul va învăța o lecție care se numește speculație. Și anume, va ști să speculeze, chiar dacă vi se pare ciudat la predică să spui termenul acesta, copilul va ști să speculeze ce i-a spus tata ca să folosească împotriva mamei. Va specula ce a auzit la biserică ca să, știu eu, vorbească în altă parte. Folosește ce i s-a impus și ce i s-a spus, pentru că nu toată lumea vorbește la fel și nu toată lumea îi impune la fel, ca să pună părinții împotrivă, prieteni împotrivă. Ați observat lucrul acesta? În copil există această abilitate. Sigur că copilul este nevinovat, este în faza în care creierul lui, inima lui, conștiința lui, mintea lui, sufletul lui, rațiunea lui, toate sunt curate și ce pui acolo, aia rămâne, știți, ați auzit și de multe ori interpretează, ați auzit probabil această poveste, nu este poveste, este o întâmplare, de obicei copiii nu mănâncă bine întotdeauna și mama sau tata sau bunicul sau bunica, mai ales mama și bunica, tot timpul după el se dea să mănânce, cu lingurița în capătul grădinii sau, știu eu, în capătul casei, că nu vrea să mănânce copilul. Și în această familie este această fetiță de 6 anișori care nu vrea să mănânce, nu vrea să mănânce. Și ori de câte ori o cheamă să mănânce, spune, nu pot că mă doare burtica, mă doare burtica, cum sunt copiii. Într-o zi, mama i-a zis, și tata, știi de ce te doare burtica? N-ai nimic în ea. Acolo trebuie pus un pic de păpică, de mâncare și nu se mai doare burtica. I s-a întâmplat că în ziua aceea, când a discutat cu ea în felul acela, familia a fost vizitată de un prieten, de un pilot, spune, care tocmai s-a întors dintr-o cursă. A trecut pe la ei să-i vadă ce fac în drum spre casă. Și ce faceți? Noi suntem ok, dar ce faci tu? De unde vii? Păi vin din Chicago. Cum ești? O zice, așa mă simt de rău, am o durere de cap de nu mai știu de mine. La care fetița a fost pe fază. Zice, eu știu de ce te doare capul. De ce mă doare păpușă? E gol, n-ai nimic în el. Dacă ai pune ceva în el, nu ți-ar durea, știți. Ia uneori capul este gol și nu avem noțiune de adevăr. Și atunci dăm noțiuni nepotrivite copiilor noștri. Deci, pentru copil se impune un fel de adevăr, dar de multe ori sunt neadevăr lucruri care se impun copilului, copilul crește cu această impunere, este absolvit de responsabilitate și de aceea de multe ori el va specula, va folosi ce a auzit ca să își facă socotelile în viață. 2. Adolescentul și adevărul. Cum este perceput adevărul la adolescență? La adolescență lucrurile se schimbă. Copilul merge la școală acum. A intrat în liceu, poate la college, la facultate. Are alte noțiuni. Alte noțiuni de adevăr. Și de ce să nu recunoaștem, mai ales în societatea în care noi trăim, societatea contemporană, civilizația vestului,
Este o societate în care școala nu spune adevărul la tinerii noștri. Școlile contemporane sunt școli cu profesori prejudiciați, socialiști convinși, comuniști convinși, ateiști convinși, cei mai mulți. Nu cei mai puțini, cei mai mulți. Și să nu vă mire că sunt cei mai mulți, că și în biserică sunt cei mai mulți care strică cuvântul lui Dumnezeu, nu care îl ridică. Credeți că a spus degeaba Apostolul Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Pentru că oamenii sunt obișnuiți cu niște reguli, cu niște seturi de învățături, niște seturi de tradiție și țin la regulile lor, la seturile lor, ca și când ar fi adevărul absolut. Ia uitați-vă, știți pasajul acesta foarte bine, Iov 13, am să citesc de la versetul 2. Iov stă de vorbă cu prietenii lui care au venit să-l apese și să spună, ești un păcătos, altfel nu se poate să, uite ce boală, uite, ți-au murit 10 copii, ți-ai pierdut turmele, ți-ai pierdut numele, ești plin de bube din cap și până în tălpi. Crezi tu că Dumnezeu îngăduie peste copiii lui așa ceva? Și încep să spună tot felul de lucruri rele și neadevărate despre Iov, așa cum se întâmplă astăzi, dacă vă place să vă pierdeți vremea pe bloguri și pe Facebook și pe internet. Nu este niciun păstor de treabă, nu este niciun credincios de treabă, nu este nimeni, nu este de treabă, numai aia care scriu. Ați observat că nu mai este de treabă. Ce știți voi, știu și eu, spune Iov. Nu sunt mai prejos decât voi, dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic. Uitați-vă ce curaj are Iov. Eu stau de vorbă cu Dumnezeu și nu mă tem că greșesc înaintea lui Dumnezeu în ceea ce spun. Vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu, căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, nu de adevăruri. Sunteți cu toții niște doctori de nimic. O, de-ați fi tăcut, ce înțelepți ați fi arătat. Acum, ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Sunt oameni care citează doctrinele lor, părerile lor, visele lor, că nu știu ce au visat asta noapte. Să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu, ci El vă va osândi dacă în ascuns nu lucrați decât părtinindu-L pe El. Nu vă înfricoșează măreția Lui și nu cade groaza Lui peste voi? Părerile voastre sunt păreri de cenușă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Iată cum este prezentat adevărul prietenilor lui Iov, ca o propteală la adresa lui Dumnezeu, ca să ne, să ne ținem doctrinele, așa cum pe vremea când comunismul era predicat în floare, mi-aduc aminte, eram copil și ne ducea mereu la căminul cultural, pe vremea aceea, ca să ne educe și să ne învețe despre noile descoperiri, despre ce înseamnă partidul, despre cât de bine o să ne fie și cum să se înscrie oamenii în colectiv. Sunteți oameni care ați apucat vremuri de felul acesta. La o ședință de felul acesta, de îndoctrinare, un propagandist de partid avea această expresie care era foarte frecventă. Tovarăși, vă rugăm să sprijiniți partidul, vă rugăm să sprijiniți partidul, vă rugăm să sprijiniți partidul. La care un bătrân iritat de atâta vă rugăm să sprijiniți partidul, ridica mâna și a zis, dar și-ai domnișorule cu partidul ăsta, trebuie propteale, zice, să îmbordă, să răstoarnă, și-ai cu el. Și mulțumim Domnului că s-a răsturnat, pentru că n-a fost nimic adevărat în comunism. Ei, adolescenții noștri se duc în școli, în licee, în facultăți, unde majoritatea profesorilor sunt socialiști, sunt comuniști și numai adevărul nu li se dă.
Adolescenții noștri sunt învățați, nu cu adevărul, cu prejudicii. Prejudiciați împotriva bisericii, prejudiciați împotriva Scripturii, prejudiciați împotriva lui Dumnezeu, prejudiciați împotriva adevărului. Ați observat locul acesta? Sunt convins că l-ați observat. Dar să nu uităm, frați și surori, doamnelor și domnilor, arta poetică poate avea frumusețea ei și are, dar nu înseamnă că are și adevărul în ea. Etica poate ajuta la o viață mai decentă, dar nu înseamnă că are și adevărul în ea. A fi moral nu însemnează că ești și sfânt. Cine este sfânt este și moral, dar cine e moral nu însemnează că e și sfânt. Religia poate crea emoții puternice în oameni, dar nu spune adevărul, pentru că nu posedă adevărul. Islamismul, budismul, creștinismul istoric, nominal, nu ajută la nimic. La nimic. Știința poate spune multe lucruri adevărate, dar dați-mi voie să vă spun, sunt un om care apreciez și îmi place știința, dar știința are în cea mai mare parte ipoteze care niciodată nu pot să fie demonstrate. Adevărul are unul singur, Dumnezeu. Dumnezeu. De aceea trebuie avută mare grijă de adolescenții noștri, de felul în care în casele noastre, în bisericile noastre, le vom prezenta adevărul absolut, care este Iisus Hristos, și le vom prezenta adevărul în formă scrisă, care este cuvântul lui Dumnezeu. Nu declarația de credință pentecostală este adevărul, nu că nu este adevăr în ea, să nu mă... O să vă explic mai târziu. Nu declarația de credință a bisericii ortodoxe sau catolice este adevărul. O să vă arăt că nu este adevărul. Pentru că după declarația de credință, biserica în istorie, din instituție divină care trebuia să mântuie oameni, a devenit persecutoare. Pe tatăl meu, de la învol l-am luat. Preotul ortodox din sat, cu milițianul și cu secretarul de partid. Și l-au acuzat că predică antisocial și l-au închis. Biserica a născocit inchiziția. Pentru că avea adevărul. 52 de milioane de oameni au omorât Hitler. Inchiziția a omorât vreo 68 de milioane. Biserica. De la anul 1000 până în 1860, când a fost abolită inchiziția. Deci, adevărul în formă scrisă este într-o singură carte, este în Biblie. Este în Sfânta Scriptură. Nu este în declarațiile de credință pe care să le punem deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Nu că declarațiile de credință nu sunt bune. Sunt bune, dar nu conțin adevărul absolut. Hai să vedem adultul și adevărul. Cum percepe adultul adevărul? Când ne referim la persoane adulte, după Cartea Adevărului, după Sfânta Scriptură, sunt două tipuri de oameni, de adulți, în relație cu adevărul. Prima categorie sunt evreii. Când spun lucrul acesta, nu vorbesc derogatoriu. Știți foarte bine că noi avem relații foarte bune cu evrei. Mântuitorul meu și al vostru, Iisus Hristos, este evreu și iubim pe evrei. Se închină cu noi în această casă de rugăciune. Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim în relații așa de bune. Dar uitați, Iisus Hristos stă de vorbă cu ei. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, citesc de la versetul 42. Ia auziți! Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea?
pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul. Ce afront! Deci sunt două tipuri de oameni. Evrei, și când spun evreu, mă refer la oameni religioși. Spune evrei pentru că spune evreii au venit la el să-l confrunte. De aceea folosim această expresie. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că vă spun adevărul, nu mă credeți. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Adulții se încadrează în două categorii. Prima este tradiționaliștii, dacă vreți, cei convinși că ei posedă adevărul absolut. Noi avem ca tată pe Avram, au spus evreii aceștia cu care este de vorbă Iisus Hristos. Ioan 8:39. Stai de vorbă cu creștini? Noi avem ca autoritate pe Papa. Alții vor vorbi, noi avem o tradiție de 2000 de ani în spate. Ce îmi spuneți voi care sunteți de 100 de ani? Noi? Cu noi s-a produs reforma religioasă creștină în Europa și în lume. Suntem din neam de Luther, de Calvin și de Zwingli. Noi avem greutate în spatele nostru. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, este, fără să fiu ofensator la adresa nimănui, este Papa infailibil? Un singur om a fost fără păcat sub soare, Iisus Hristos. Martin Luther a făcut reforma, Calvin și Zwingli, dar au fost ei perfecți? Nu. De fapt, poate puțin cunoașteți lucrul acesta din istoria creștină, dar cel mai trist lucru este că Martin Luther, de care Dumnezeu s-a folosit ca să trezească biserica și să se producă reforma religioasă, să se nască oamenii din nou prin credință, nu prin tradiții de la Roma sau prin tradiții de la Constantinopol, prin patriarhia nu știu care și prin moștere din capătul nu știu cărei lumi. Nu, acestea sunt basme, este idolatrie. Martin Luther, în ultima parte a vieții lui, el a devenit un antisemit groasnic. Chiar a scris și o carte, Cum să te porți cu un evreu și să-l persecuți și să iai tot ce are. La o săptămână după ce a scris cartea, a murit. Iar Hitler, când a inițiat în istorie, în secolul trecut, această dogmă diabolică, the final solution, soluția finală împotriva evreilor, a mulțumit lui Luther că Luther i-a dat material, s-a folosit de cartea lui Luther ca să-i persecute pe evrei și să-i omor. Sunt eu perfect? Nu sunt. Ești tu perfect? Nu ești. Perfect este Dumnezeu. Adevărul este Dumnezeu, persoană, este o persoană. Adevărul este Iisus Hristos. Adevărul, frați și surori, doamnelor și domnilor, are putere să ne facă liberi. Spune Sfânta Scriptură în Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Când doctrina ta te face rob, urăști. Când nu te poți ruga cu fratele tău și cu sora ta, când nu poți intra în biserică, când nu te poți împărtăși, am întâlnit oameni care au spus, nu, eu, frate, mi-a spus un frate, de 19 ani sunt în America. Și m-a întrebat, de când sunteți? Și am spus, de 21, vremea aceea. Frate, de 19 ani nu m-am împărtășit în America. De ce? Încă n-am găsit o biserică vrednică să-mi dea mie cină. Fugi, Domnule, că ești mai rău decât satana.
Și poate te jignește să auzi așa ceva. Du-te și te pocăiește, Domnule. Nu ești vrednic tu să te împărtășești. Dar aruncă vina pe alții. Adevărul te face slobo, te face liber. Nu să păcătești, să trăiești drept, să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Nu te face ostil lui Dumnezeu. Cea de-a doua categorie între adulți sunt indiferenții. Sunt oameni care spun, da, văd că la voi, la pocăiți, de exemplu, este bine, voi vă ajutați, cântați frumos, predicați frumos, și noi avem adevărul, vorba aceea, soarele răsare și încălzește. Nu este asta adevărat? Ba da. Însă nu te încălzește deloc soarele în ce privește eternitatea. Când vei ajunge în eternitate, dragul meu, pentru că ne-ai ascultat de adevăr, de Iisus Hristos, de Dumnezeu, vei ajunge într-un loc care e mai fierbinte decât soarele și nu știu atunci cât de mult o să te ajute soarele. De aceea este un soare mai mare decât soarele de pe cer, este soarele neprihănirii, Iisus Hristos. La acesta trebuie să ne întoarcem, cu acesta trebuie să ne rezolvăm problemele. În al doilea rând, ce este adevărul? Și haideți să începem cu începutul. În primul rând, ce nu este adevărul? Adevărul nu este o aproximație despre. Adevărul nu este o doctrină despre. Adevărul nu este un set de legi despre. Adevărul este ultima realitate din univers și ultima realitate din univers este Dumnezeu, este Iisus Hristos. Deci adevărul este realitatea ultimă. Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci ce este adevărul? Nu un set de legi, nu o doctrină. Nu o tradiție. Adevărul este o persoană. Iisus a spus, eu sunt adevărul. El este personificarea adevărului. Iisus Hristos nu este adevărul fiindcă învățăturile Lui sunt adevărate, ci învățăturile Lui sunt adevărate pentru că El este adevărul. Un izvor, o apă bună, bună de băut. Fiți atenți, o apă bună de băut nu face un izvor bun, ci un izvor bun face apă bună de băut. Nu este așa? Iisus Hristos, El este adevărul și din El izvorește cuvântul adevărului. Pentru că forma scrisă a adevărului ca persoană a lui Iisus Hristos este Sfânta Scriptură, Ioan 17:17. Mântuitorul Iisus Hristos a spus, sfințește-i, Tată, prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Adevărul. Este realitatea ultimă. Trei factori demonstrează această realitate. Primul este puterea supranaturală a adevărului. Deci, adevărul să fie adevăr, trebuie să aibă putere supranaturală. Ioan 8:36. Dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi cu adevărat. Și uitați cum lucrează adevărul, cu ce putere supranaturală lucrează. Lucrează cu credința, lucrează cu puterea sângelui Domnului Iisus Hristos și lucrează cu cunoașterea Lui, a cuvântului. Luca 7:50, credința. Iisus a zis femeii, credința ta în mine, în Iisus Hristos, te-a mântuit, du-te în pace. Această femeie a fost o femeie păcătoasă, o femeie bolnavă. Dovada supranaturală că adevărul, puterea cuvântului lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos a lucrat în femeia aceea și a căpătat pacea. Nimic nu-ți dă pace decât adevărul. Adevărul te face liber. Dacă ești robit de patimi, degeaba te
Duci la spovedanie și te duci în toate părțile, până nu te întâlnești cu Hristos, până nu te întâlnești cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ești rob păcatului și în conștiință mereu, mereu, mereu ești chinuit, mereu ești chinuit, n-ai liniște, n-ai pace. Trăiești în concubinaj, n-ai liniște, n-ai pace. Furi, faci nedreptate, minți, conștiința nu te lasă. Dar credința în Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul Dumnezeu când vine și îți vorbește inimii, Cuvântul Dumnezeu te dovedește că ești păcătos. Și când te dovedește că ești păcătos, nu te lasă acolo. Cuvântul lui Dumnezeu are putere, pentru că are forță supranaturală, să nască în tine credințe care te salvează. Așa spune Sfântul Apostol Pavel, astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Deci Cuvântul lui Dumnezeu nu este ca doar să ne condamne. Cuvântul Dumnezeu fiind adevărul, ne pune în fața situației vieții, da, aceasta este. Astea sunt eu, aceasta este casa mea, acesta este business-ul meu, acestea sunt umbletele mele, faptele mele, moralitatea mea, conștiința mea, sunt vinovat. Însă mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că pentru mine și pentru tine a murit Iisus Hristos. Pentru ca vinovăția aceea pe care am văzut-o prin Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră să ne fie ștearsă pentru totdeauna și păcatul să ne fie îndepărtat, adevărul are putere supranaturală, îți dă liniște, îți dă pace. Credința în El, sângele Domnului Iisus Hristos, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de păcat, cunoașterea Lui, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Al doilea element care certifică puterea adevărului este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este a treia persoană, dacă să numim așa, independentă în cadrul Trinității. Este Tatăl persoană, este Iisus Hristos persoană, este Duhul Sfânt persoană. Și aceste trei persoane împreună formează o entitate pe care noi o numim Dumnezeu. Dumnezeu nu este un nume propriu, că îl cheamă Dumnezeu, cum mă cheamă pe mine Lazar. Dumnezeu este un substantiv descriptiv. Dumnezeu este substantiv descriptiv, descrie o entitate din trei. După cum familie, de exemplu, când ai spus familie, familie este un substantiv descriptiv, descrie minimum câte persoane? Două, soț și soție. Dar dacă sunt copii, sunt mai mulți. Deci Dumnezeu, să nu-L luați că e nume propriu, pentru că nu-i nume propriu, este un substantiv descriptiv și este un atribut al fiecărei din aceste trei persoane. Duhul Sfânt, Ioan 14, 16 la 17, vă voi da un alt mângâitor și auziți, și anume Duhul adevărului, care rămâne cu voi și va fi în voi. Și apoi în 2 Corinteni 3 cu 17, și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Este libertate. Pentru că când Duhul lui Dumnezeu se sălășuiește în noi, în actul mântuirii, rodește în noi roada Duhului, ne face liberi de roada firii pământești și ne face oameni după voia lui Dumnezeu, cu natură dumnezească. Și al treilea element care certifică puterea supranaturală a adevărului, deci pe lângă Duhul Sfânt, pe lângă puterea propriu zis, este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este adevărul, spune Ioan 17 cu 17. Le-am dat cuvântul tău. De ce ne l-a dat? Ca să nască credință în noi, ca să ne sfințească și ca prin cuvânt să putem să avem natură divină, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. În al treilea rând și în ultimul rând în această seară, cum primim și cum rămânem în adevăr? Cum primim și cum rămânem în adevăr? Adevărul îl primim prin Iisus, deci dacă îl inviți pe Iisus Hristos să vie în viața ta și să aibă control asupra vieții tale, adevărul îl primim acceptând Cuvântul lui Dumnezeu drept cuvântul adevărului și adevărul îl primim acceptând pe Duhul Sfânt ca Duhul adevărului. Când Iisus, Cuvântul și Duhul Sfânt locuiesc în noi, pentru că devenim casa lui Dumnezeu, o casă duhovnicească, când noi devenim casa lui Dumnezeu, devenim vase ale adevărului. Și adevărul locuiește în noi și lucrează în noi. Dar rămânem, deci așa se primește, însă cum dovedim că rămânem în adevăr? Cum dovedim? Primul,
prin participare în adevăr. Fiindcă Iisus Hristos este adevărul absolut, noi am devenit templul lui Dumnezeu și noi la rândul nostru trebuie să fim niște participanți activi la cunoașterea adevărului. Uitați ce spune Ioan 14:23. Dacă mă iubește cineva, va păzi, adică va ține cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine rămâne în mine și în cine rămâne eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Deci dacă vrei să rămâi în adevăr, umple-te de cuvânt. 2. Ca să rămâi în adevăr, ascultă de Iisus Hristos prin cuvânt. Ioan 18:37. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. De ce n-ascultă oamenii de Dumnezeu? Pentru că nu sunt din Iisus, nu sunt născuți din El. Trebuie să-L ascultăm. Și trebuie să-L ascultăm în toate lucrurile. Este drept, nu toate lucrurile din pocăință sunt confortabile. Pentru că pocăința, care înseamnă schimbarea minții, la întâlnirea cu cuvântul Domnului și cu Duhul Domnului și cu Iisus Hristos, la întâlnire cu adevărul, pocăința, care înseamnă schimbarea minții, se interferează cu păcatele noastre, cu gusturile noastre, cu timpul nostru, cu umbletele noastre. Și când ne descoperim ca într-o oglindă, stai că eu nu sunt bine, viața mea nu este bine, puneți această întrebare. De ce te porți cum te porți? Dacă ești parte femeiască și ești tânără, de ce ai venit cu fusa aceasta așa scurtă de nici să te poți așeza pe bancă? Dacă ți-ai pus cercei, de ce trebuie să fie să se rezeme pe umeri? Deci, nu știu dacă s-așa de mare zbun. Sau de ce te deranjează o predică de felul acesta? De ce ai imaginația care o ai? Stai în biserică, asculți adevărul, asculți cuvântul lui Dumnezeu. Cu mintea poți să dezbraci un bărbat, poți să dezbraci o femeie. De ce ai o astfel de gândire? Iisus Hristos spune, dacă cu mintea te gândești la asemenea lucruri, ai curvite deja în inima ta, ești vinovat în ochii lui Dumnezeu. Însă tu și cu mine avem posibilitatea să fim oameni liberi, dezbrăcați de lucrurile acestea care ne robesc. Cum? Ascultând de Dumnezeu, de cuvânt. Uitați ce spune profetul Ieremia, cred că cunoașteți acest pasaj biblic, Ieremia 2:19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Soluția este Iisus, cheia este ascultarea. Cum rămânem în adevăr? Iubim pe frați. Iubim pe frați. 1 Ioan 3:18-19. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. 1 Ioan 4:8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Iubire de frați. Crezi-mi asta că degeaba a zis Iisus Hristos, vă dau o poruncă nouă? Să vă iubiți ce? Unii pe alții, este vorba de frați. Poți să iubești pe, știu eu, domnul senator, că și așa nu-l vezi niciodată. Eu îl iubesc, e așa, mă rog pentru el, când mi-aduc aminte. Însă aici când stăm unul cu altul, cu frații în credință, asta e mai greu de lucrat, nu este așa? Când ne mai calcă pe bătătură, se mai uită cum nu ne place la noi, ne critică de multe ori, au atitudini
dă mâna cu tine sau cu mine, dar să uită în altă parte, că te sfidează. Și totuși pe frații aceștia trebuie să-i iubim. Trebuie să-i iubim. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. De aceea, în concluzia întâlnirii noastre din această seară, din prima parte, la această mare întrebare, ce este adevărul? Să notăm, adevărul nu este un set de legi morale, nu este o mărturisire de credință a unei denominații creștine chiar, iudaice. Adevărul nu este o tradiție, pot să fie elemente de adevăr în lucrurile acestea. Adevărul este o persoană, este Dumnezeu, este Iisus Hristos și este Duhul Sfânt. Am în trei persoanele, toate trei persoanele acestea sunt adevărul absolut. Bineînțeles, pentru noi, așa s-a rânduit în Trinitate, ca Iisus Hristos să fie răscumpărătorul nostru, iar Duhul Sfânt, numit Duhul Adevărului, să fie acea persoană din Trinitate care să ne călăuzească în tot adevărul. Și cum ne călăuzește? Locuind în noi și făcându-ne să înțelegem cuvântul adevărului. Când l-am înțeles, devenim liberi, pentru că una din aspectele fundamentale ale faptului că suntem în adevăr, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, care e Duhul Adevărului, și Iisus Hristos, care este adevărul, ne eliberează de prejudicii, ne eliberează de ură, ne eliberează de orice lucru și de orice trăire care este contrară legii lui Dumnezeu, ne dă iertare după ce ne-a eliberat, ne pune casa și viața în rânduială și în noua poziție pe care o avem, părtași firii dumnezeiești cu natură divină în noi, putem să mergem și să arătăm și altora adevărul și să învățăm să trăiască în adevăr cu cuvântul și cu fapta. Amin?